Trei motive pentru care cursurile online schimbă economia mondială. Există trei mari motive pe care ți le spun astăzi, pentru care cursurile online, educația online, în special prin cursuri experiențiale, schimbă economia mondială. În primul rând, educația este foarte importantă, oamenii știu chestia asta și cu toții știm că e nevoie să ne dezvoltăm niște abilități ca să obținem niște rezultate. Că vorbim de relații de cuplu, că vorbim de business, că vorbim de sănătate fizică, psihică, că vorbim de a crea un business, orice, absolut orice necesită niște abilități de dezvoltat. Și acum cele trei puncte esențiale pentru care educația online prin cursuri experiențiale, adică prin care ai experiențe, adică ai teoria, ai profesor și ai colectiv, colegi. Exact ca la clasa clasică, da? Dar acum facem asta în online și poți să participe orice oameni de oriunde din lume, dacă au un laptop, un telefon și o conexiune la net, toată lumea poate să participe la această educație, da? Ceea ce aduce aminte de elevii care în România, nu la cum știu comună, trebuie să meargă prin zăpadă 5 km cu ghiozdanul în spate că n-au transport, n-au școală în comuna lor și așa mai departe. Chestia asta dispare, cât timp pe internet, da, prin eter, copiii ăștia pot să aibă acces la educație. Bun, și copiii, dar și noi. Acum, primul motiv este că educația reală se democratizează. Aduți aminte că acum 500 de ani, în evul mediu, mai devreme chiar de 500, mai mult de 500 de ani, preoții nu aveau acces. Preoții citeau, da, cel puțin în Europa. Islamul era mai evoluat pe vremea respectivă, în sensul că mulți mai mulți oameni puteau să citească. Dar ideea este că doar o mână de oameni aveau acces la informație, deci la putere. În momentul în care a apărut presa, Gutenberg parcă nu, a pornit asta cu presa și a început să se tipărească cărți și informație în masă, a început și o revoluție cumva, nu, pe planeta noastră în care, și în Europa, în care oamenii chiar au început să aibă acces la informații. Dar cu toate astea, foarte multe sute de ani, informația a fost doar pentru cei puternici, doar pentru cei bogați, doar pentru aristocrați, doar pentru, da, o pătură socială. Chestia asta s-a democratizat, dar azi mai mult ca niciodată, oricine, repet, cu un telefon mobil cu acces la internet, poate să aibă acces la orice informație. Poate să fac orice, do it yourself, învață cu tare, învață abilitatea cu tare, orice. Deci asta e motivul numărul unu, oricine are acces la informație foarte bună și poate să dezvolte abilități, deci poate să se perfecționeze foarte rapid. E fantastic, asta e motivul numărul unu. Motivul numărul doi este că vechile sisteme, care înseamnă universități în principal, dacă ar trebui să se specializeze pe niște abilități, vechile sisteme se mișcă foarte greu, că sunt foarte multă birocrație. Se spune acum 5 ani chestia asta, că te apuci de o facultate și până o termin în 3 ani sau în 5 ani sau în 4 ani, domeniul respectiv nu mai este relevant în economie. Așa este. Păi gândește, există universități despre inteligență artificială? Noi ne vorbim de 6 luni ca lume de inteligență artificială pe planetă. Păi până bagă chestia asta ca și curiculă în universități și până avem profesori specializați în asta care să predea chestii bune, va fi mult mai avansat totul. Deci nu fac față vitezei. Viteza este uriașă de schimbare. La 3 luni, la o lună, se schimbă lucrurile astăzi pe planetă. Da? Și viteza va crește și mai mult. Deci vechiul sistem educațional în care totul este pe un an de zile de școlar, în care trebuie să faci o anumită curiculă de ore, așa, nu mai este viabil. Uită-te în Statele Unite să vezi cum plâng pe Twitter și pe TikTok, cum plâng tineri americani care spun am 200.000 de dolari datorie la stat, pentru că acolo îți plătești școala, statul îți dă credit direct. Cât? 4 ani de facultate? Ia de aici. Credit. Trăiește, plătește-ți facultate, plătește-ți cursurile. Îți dăm noi. Dar intre pe piața muncii cu 200.000 de euro gaură, 200.000 de euro datorie. Și ghiși ce? Nu te angajează nimeni, pentru că nu contează ce diplomă ai. Ieri am văzut un TikTok în care o fată avea două diplome și așa se le-a în ramă. Și le-a arătat și spune, nu mă angajează nimeni, m-au angajat la o chestie să curăț pe jos. Nu mă mai am două diplome, am două facultăți. Și datorie la stat de 200.000 de dolari. Deci tu nici nu te angajează ca să-ți plătești datoria. Și dacă te angajează câți ani, 30 de ani, ce să vorbim, să ții casă sau mașină sau să faci o familie, nu? Deci sistemul i-a trădat pe oameni. În România suntem privilegiați că încă plătim facultatea, nu știu, 500 de euro, 1000 de euro, cât o fi să plătești, nu? Față de 50.000 de dolari, cât e anul la americani. Așadar, ăsta e al doilea motiv, da? Sistemele vechi sunt prea greoaie și Buckminster Fuller, cred că zicea, dacă vrei să înlocuiești un sistem, nu lupta cu el, nu da în el, ci înlocuiește-l cu unul mai bun și oamenii migrează natural spre ăsta mai bun. Deci educația online, eu că vreau să învăț copywriting, azi fac un curs de 3 luni, de 6 luni și învăț. Nu mai trebuie să merg la facultatea de științe economice în care să învăț marketing, unde învăț copywriting. Învăț singur copywriting dacă asta îmi trebuie. Da? Dacă vreau să învăț să învăț despre relații de cuplu, merg și învăț de la Gottman. Dar nu trebuie să merg neapărat la facultatea de psihologie. Vreau să învăț relațiile de cuplu repede acum. Deci educația se specializează foarte rapid.
Da? Inclusiv și în medicină și în domeniile dificile în care spui, da, trebuie să faci școală, 5 ani, 6 ani. Corect, așa este. E minunat dacă ai stat 20 de ani și ai făcut școală și acum ești foarte bun în domeniul tău, minunat. Mă fii atent la ego-ul tău, că de obicei oamenii care stau mult la școală au un ego foarte, foarte inflamat și mare. Că altfel nu poți, cum poți să-ți explice cei 20 de ani pe care i-au investit acolo, nu? Decât că sunt superiori altora. Mare atenție la asta. Bunicul meu m-a învățat chestia asta în 1985, în 1990. Bunicul meu a lucrat în Germania 2 ani. În Iugoslavia 4 ani, a fost la Opera Română din Timișoara, instrumentul corn, dacă știi, și al doilea instrument pian. Și bunicul meu mi-a zis așa, în Germania, care este probabil încă cea mai puternică țară economică europeană și top și în lume, din 1970, când bunicul meu a lucrat acolo și 80, bunicul meu mi-a zis așa, în Germania niciodată nu te întreabă ce diplomă ai, te întreabă ce știi să faci. Ce știi să faci? Punct. Pe asta interesează, asta au nevoie. Ce știi să faci? Ești inginer? Cânți la un instrument? Zugrăvești, ești psiholog, ești medic, ce știi să faci? Foarte important. Da? Și am rămas cu chestia asta în minte. Bunicul meu a zis, dacă ai o profesie și știi să faci ceva foarte bine, lumea te va ține așa pe brațe. Ceea ce este foarte adevărat. Oamenii au nevoie de skill-ul tău, au nevoie de abilitatea ta. Ce știi să faci? Cum poți să mă ajuți pe mine? Asta e întrebarea pe care o au toți. Deci nu este un lucru rău să faci facultate, să ai diplomă, cu condiția să fii foarte bun în ceea ce faci, dar culmea, eu sunt psiholog, sunt psihoterapeut și am 19 ani de la anul întâi de psihologie până azi, 19 ani în viața mea. Toate abilitățile mele, 98% dintre abilitățile mele le-am dezvoltat voluntar, singur, citind, studiind, înscriindu-mă la cursuri în afara programului școlar. Nu pot să spun că nu m-a ajutat facultatea. Da, frustrarea, chinul, faptul că n-am făcut ce materii aș fi vrut eu, au contribuit, m-au ajutat, că tocmai m-au motivat să caut, nu, să fiu proactiv, să-mi dezvolt mușchii. Deci n-aș vrea să răpesc cuiva asta. Dar mare atenție! E foarte important să înțelegi că în online astăzi, orice om poate să învețe un skill în 3 luni, nu trebuie să facă o facultate de 4 ani. Da? Poți să-ți iei selectiv. Deci, practic, asistăm la o transformare, o revoluție a educației. Dar mare atenție, să fie educație, nu doar informație online, că informația e gratis, o avem toți pe YouTube, dar nu facem nimic cu ea. Deci să fie educație reală, în care ai profesor, ai manual, adică teoria, și ai o comunitate de colegi asemenea care progresează. Dacă treaba asta e făcută bine în online, tu dezvolți abilități. Și apoi gândește-te așa. Ce facultate îți predă cum să fii TikToker de succes? Și totuși, câți tineri astăzi câștigă mii, zeci de mii, sute de mii, dacă nu milioane de dolari lunar din TikTok? Poate milioane mai puțin, dar mii câștigă sute de mii, probabil, zeci de mii de oameni. YouTuber să fii, streamer pe Twitch să fii, să lucrezi cu inteligență artificială și câte și mai câte meserii care acum un an, doi ani, trei ani nu erau. Și nici azi nu există o universitate care să te învețe chestia asta. Deci ce ne spune asta? Că vor fi zeci, sute și mii de meserii noi, foarte bănoase, pe care nu le înveți la niciun sistem tradițional. Deci ce faci? Trebuie să le înveți în online, trebuie să le înveți rapid, trebuie să te descurci și în aceasta, am putea să spunem, jungla online-ului. Deci economia se schimbă, felul în care ne educăm se schimbă, totul se schimbă sub ochii noștri. Și întrebarea este, unde, care e locul tău în economia asta nouă? Scriem la peraarondpersonalitatealfa.com orice întrebări ai, orice temere ai, orice nelămurire ai și cu mare drag îți răspund și deschidem o conversație pe subiectul acesta. Mersi mult, ciao, ciao!